Stimați pacienți, am vorbit despre foarte multe ceaiuri ce noi producem, ce noi ajutăm foarte mulți pacienți bolnavi care vindecăm. Acum o să vorbim un pic despre afecțiuni mai cronice. Foarte multe persoane mă sună în timpul zilei, în timpul săptămânii din țară, suferiți de afecțiuni cronice, adică afecțiuni tumorale. Și le spun, eu nu vindec cancerul, eu nu vindec tumorile, Hristos le vindecă cu puterea Lui cea mare. Poate să le vindece și prin ceaiul meu care recomand la pacienți. Deci noi nu vindecăm cancerul sau tumorile, dar de multe ori la pacientul respectiv îmi place să-l încarc cu ceva bun sufletește și, și păcare ortodoxă. Mulți pacienți se poate vindeca și prin ceaiul, și prin medici, și prin terapii diferite, și prin rugăciuni. Pacienții poate să mă sune și... Cum am spus și la alții și o să le spun în continuare, am pacienți care le spun, tu nu ești bolnav de medic, tu ești bolnav de preot, de rugăciuni, ce ai nevoie în casa ta și te vei face bine dacă m-a spus sfatul. După ce îmi spune câte necazuri au avut, nu trebuie mai amănunțit. Am pacienți cu care stau de vorbă și o jumătate de oră și 45 de minute, seara. Nu întotdeauna. Când mă simt foarte obosit, oprim. Am pacienți care sunt mai deosebiți și atunci trebuie să-mi fac timp și pentru ei. Și le spun... Citește Acatistul lui Iisus Hristos, Acatistul Sfântul Ciprian, Acatistul Sfântul Nectarie, Acatistul Sfântul Panterimon. Deci pentru pacienți cu boli cronice, boli tumorale, recomandăm să citească Acatistul lui Iisus Hristos, al Sfântul Nectarie și al Sfântul Panterimon. Citiți-le 40 de zile fiecare și o să vedeți că efectul nu întârzie să apară. Cui am spus și am explicat, am foarte mulți pacienți. Nu au întârziat să apară rezultatele. Ceaiul de la noi și rugăciunile, și zilele de post nu întârzie să apară. Pentru persoane care vor ceva mai mult, eu pot să-i ajut, pot să le explic mai pe larg. Persoane care știu citi saltirea, pot să le spun să citească Psalmul de vindecări, Psalmul 20, 22, 90 și 102. Sunt psalmii de vindecări. Sunt psalmi care face minuni în viața unei familii care le citește în fiecare zi. 4 psalmi trebuie al lui David. 4 psalmi al lui David care trebuie citit în fiecare zi cu evlavie, cu smerenie și Hristos nu-i lasă indiferenți pe cei care își lasă timpul și citesc aceste psalme. Cu lumânarea prinsă în fața la spre răsărit sau candela și o să vedeți că nu întârzie să apară vindecarea în trupul vostru. Deci sunați-mă și eu pot să vă învăț foarte multe variante cum se poate vindeca un bolnav. Am foarte mulți pacienți care îmi spun o mie și una de boli în casa lor, în familia lor, în copiilor și le spun la voi în casă, nu e boală de medic, e boală de preot, e boală de rugăciuni. La voi nu este bine în casa voastră, aveți necazuri, probleme. Și atunci îmi spune mai pe larg, fie că au necazuri cu pământul, cu frații, cu cearta în familie, mai știu eu, părinți despărțiți, copii care suferă și atunci le spun de unde se trage necazuri în mare măsură. Le spun ce are de făcut, ce are de citit și ei se pot vindeca de necazuri fără să mai consume ceaiul, fără să dea bani pe ceaiul, fără să meargă la medici, fără să facă diferite eforturi pentru a-și cumpăra fel de medicamente. Foarte multe lume ne sună și ne cere sfaturi și ne cere plante și produse pentru depresie, pentru singurătate, pentru gânduri rele, pentru gânduri negre și le spun... Întreb vârsta, cu cine stau în casă, ce probleme are la serviciu și asta le spun că nu vine nicio boală în corp care trebuie neapărat să urmeze cu fel și fel de tratamente. Acolo Scriptura, deci dacă citim Paracrisul Maicii Domnului 1 și 2, dacă citim Sfintele Psalm, eu și pentru fiecare afecțiune știu ce psalm trebuie ca să citească persoana respectivă. Cei care mă vor întreba, pot să le spun. Acum nu spun pe post prea multe despre saltire. Saltirea e cea mai scumpă carte care o văd eu. Poate e paralel cu Biblia. Cât iubesc Biblia, atât iubesc și saltirea. Sunt foarte mulți psalmi care trebuie citiți, care sunt vindecători. Interesant este ca fiecare psalm care citim, să citim cu mare vlave și cu mare smerenie și cu mare atenție, fiindcă poate să ne facă lucruri foarte frumoase în casă și în trupul nostru, dar poate să aducă și alte probleme. Părintele care strad, o spus și spune că cunoaște călugări care n-au curat să cerească saltirea. Eu o citesc. Pe oricine vine în casa mea, în curtea mea, în biroul meu, era să citește saltirea. Am învățat de la preotul nostru din comună, m-a învățat,
o citesc aproape zilnic psaltirea. Deci ascultați-mă, nu e cum spune unii preoți când sunt călugări care nu au curat să o citească. Ăla nu mai e călugăr care nu știe psaltirea. Ăla nu mai e călugăr. Exact ca și un pădurar care azi a lucrat la drumul și podul și a doua zi l-a făcut statul pădurar, dar el habar n-are despre legile pădurii. Așa e și cu saltirea. Nu poți, n-ai cum să îmbraci haina călugărească și nu știi citi o saltire. Chiar e nevoie, chiar e benefică pentru corp, pentru colectiv, pentru organism, pentru mănăstirea în care stai, pentru evlavia mănăstirii în care locuiești. Eu am o experiență foarte mare în multe slujbe bisericești, am o experiență foarte mare în multe lucruri duhovnicești și pot să vă învăț cum să vă câștigați sănătatea pentru multe afecțiuni. Dar sunați-mă ca să vă spun ce trebuie făcut, ce trebuie citit, ce trebuie analizat, aveți numele de telefon pe ecran, stau de vorbă cu orice pacient. Deci când vorbim despre Sfintele Psalme al Sfântului David, când vorbim despre Scriptura lui Hristos, când vorbim despre Sfintele Paraclisia Maicii Domnului 1 și 2, vorbesc dacă trebuie cu un pacient și o oră, dacă mă ascultă sfatul, cei care mă ascultă, e treaba lor. Eu pe fiecare vreau să-i ajut și teoretic, și practic, și fără să dea bani pe fel de medicamente pentru a citi rugăciunii care trebuie citit în fiecare seară și fiecare dimineață și atunci nu întârzie să apară lucru bun în viața omului. Nu întârzie să apară, fiindcă acum suntem la intrare în post. Pot să vă zic, să citim Acatistul lui Iisus Hristos, nașterea lui Iisus Hristos. Pot să citim Acatistul Sfântul Andrei. Putem citi acatistul Sfânta Paraschiva care o trecut, chiar dacă o trecut. Deci să citim acatistele care al Sfântul Nicolae care urmează să vină. Deci totdeauna să urmărim Sfintele Sărbători care se apropie, acatistierul, că nu e scump, e bine să aibă orice familie în casă și asta ne vor ajuta foarte mult. Oameni buni, au venit vremurile de pe urmă, cum spune Părintele Calistrat, cum spune Scriptura. Trebuie să ne întoarcem la Scriptură. Cei care vor citi Scriptura se vor salva. Cei care nu vor citi Scriptura și nu cred în Dumnezeu și în puterea Lui, nicio șansă n-are. În urmă cu câteva zile am urmărit acel bolnav care îi cânta la soția lui de 32 de ani care a murit, îi cânta melodia care o plăcea. Și el săracul s-a stins și a murit. Eu nu zic așa să-l ierte el de sus că a plecat, dar dacă el ar fi rugat să spună de 50 de ori pe zi Tatăl nostru în spital, de 50 de ori să spună pe zi, cred că Hristos ar fi întors mai mult fața spre el. Deci toți bolnavii din spital care fac rugăciuni în memoria lor și în mintea lor și în sufletul lor, Hristos întoarce mila spre ei. Credeți-mă ce vă spun. Cunosc și am văzut multe lucruri în care dacă Hristos te vede că ți-ai întors fața spre Scriptura lui, spre tablele lui să le citești, El te răsplătește, El îți dă, El te apreciază, nu te neglijează, nu poate să-ți dea în două, trei zile. Asta am citit Sfântul Acatist al Sfântului Nicolae sau al Sfântului Andrei și în trei zile și după aia cel la Hristos să-mi dea marea și cu seara. Nu! Totdeauna să cerem sănătate, evlavie, smerenie, înțelepciune, sănătate pentru întreaga familie, pentru copii, așa mai departe. Sunați-mă și o să vorbim la telefon cu orice pacient vorbesc, oricât, dacă sunt liber și nu sunt obosit. Dacă sunt obosit, vorbesc peste o oră, peste două ore. Dacă poate am pacienți care vin pe la noi și mai discut, mai vorbim, ceva mai urgent. Dar vreau să vă ajut și pe care ortodoxă, și pe care naturală, pe orice pacient. Deci v-am zis și vă răspund, am pacienți pe care am vindecat doar cu Scriptura, am spus ce să citească, mi-a ascultat sfatul și m-a sunat după 45 de zile și spunea că nu mai are depresie în capul lui și în sufletul lui. E un om liber, eliberat de necazuri și de probleme, fără să dea niciun ban. Și am spus, citește în fiecare seară acum acatist. A la Maica Sfântă are foarte multe acatiste, a lui Iisus Hristos are foarte multe acatiste. Citește 5 psalmi sau o catismă în fiecare zi. Dacă poți citești chiar două catisme, nu faci rău. Cei care citesc de 5, 6, 7 ori Biblia în timpul unui post, Hristos se răsplătește, fiindcă atât saltirea cât și Biblia e foarte scumpă, e foarte bine citită în viața oamenilor. Orice credincios, că e penticostal, că e ortodox, că e catolic, cei care citesc Scriptura lui Hristos vor fi ajutați, vor fi încurajați, vor fi regenerați, vor fi stimulați. Hristos apreciază orice efort îl face un bolnav când e bolnav și citește Scriptura lui. Ascultați-mă că știu multe, multe cazuri, am vorbit cu mulți pacienți. Multă lume mă sună, fie după o lună, fie după două, fie după trei,
Și spune, domnul Bonchiș, m-ați ajutat foarte mult, simt să vă mulțumesc. Mai urmez cu racușarul ăla sau să nu mai urmez, să fac o pauză? Și spun, puteți lua și preventiv, n-are contraindicații. De diferite afecțiuni. Și la foarte mult le spun, eu te-am ajutat cu ce am putut și cât am putut. Hristos te-a ajutat prin credința ta. Bole cronice care le vindecăm și care le salvăm. Le spun, eu nu te-am salvat, Hristos te-a salvat prin credința ta și prin bunăvoința ta ce ai avut. Și atunci unii recunosc, da, într-adevăr, am mai citit în timpul ăsta, m-am citit, m-am rugat, mă duc la biserică regulat, noi așa spunem, toată lumea care iubește ortodoxia și biserica și viața lui Hristos și suferința, trebuie să meargă la Sfânta Biserică. Când ai pășit în Sfânta Biserică, nu că ai mers la o casă normală, ai intrat în casa lui Hristos, în casa lui, în templul lui. Deci, pentru toți pacienții și pentru toți bolnavii, chiar dacă s-au vindecat, nu trebuie să uite că de ajutorul ce au primit, de ajutorul divin. Mersul la biserică trebuie să fie normal, rugăciunea trebuie să fie în casă normală, credința trebuie să fie normală. Și nu uitați, ajutați și pe cei necăjiți care au probleme, fie un vecin, fie un cunoscut, fie un necunoscut. Orice evlavie făcută, Hristos o apreciază. Și că e o vorbă, cine pe sărac îl miluiește, pe Dumnezeu îl împrumută. Deci, cum am spus, noi facem minuni, noi ajutăm, dar de multe ori spune la unii pacienți, nu eu te-am vindecat, Hristos te-a vindecat prin credința ta, prin ceea ce ai făcut cu produsul de la mine. Am avut pacienți cu care am vorbit și nici n-am vrut să le trimit ceaiul. Așa afecțiuni cronice aveau, când nici n-am vrut să le trimit ceaiul. Soția mi-a spus, dă-i o șansă, de trimite dacă omul a insistat. Și credeți-mă, deci am o persoană în comuna Saelele, în Teleorman, care a avut ciroză hepatică din comuna Saelele și el și soția lui și-au făcut jumătate de an interferon. Dacă vorbea cu mine acea persoană, nu trimiteam nimica. Mă rog, că vorbim cu soția mea. Și după 3 luni de zile a fost vindecat 95%. Deci a ieșit afară din spital. După 6 luni a spus, mai bine să murim decât să mai chinuim cu interferonul. Nu fac o antireclamă la interferon. Nici nu fac reclamă. Deci omul, persoana respectivă, cine interesează, îi dau numele lui, nu spun numele pe ecran, dar îi dau numele ca să vorbească cu persoana respectivă. Dacă cu mine ar fi vorbit, aș fi spus, mă depășește afecțiunea ta, mă retrag. Soția i-a dat o șansă și șansa care soția mi-a dat-o l-a vindecat 95% în 3 luni de zile. Îl cheamă, pot să spun așa un pic în mare, pentru cei care sunt foarte curioși, îl cheamă Mihail, e din comuna Saile, din Teleorman. Pot să vă dau dacă trebuie și telefonul lui cu mare drag. Și de atunci am zis, la orice persoană merită o șansă să-i dai. Fie că e bătrân, fie că e în vârstă. Avea persoana cam vreo 68-70 de ani pe timpul ăla, urmă cu vreo 8-9 ani. Pot să spun chiar și 10 ani, nu mai știu chiar exact. L-avem trecut în agenda ca un client fidel, un client, putem spune și norocos, un mare pacient, un mare caracter de om. De atunci mi-au dat foarte mulți pacienți, fiindcă lumea a văzut că el s-a salvat și soția lui și nu-i vinea să creadă. Astfel, aici intră multe lucruri, intră și încercări de la Domnul și ispite și multe probleme. Eu vă spun mai multe, cei care mă sună și mă vor întreba, o să le spun foarte multe. Legate de Scriptură, legate de tablele lui Hristos, legate de Biblie, legate de saltire și așa mai departe. Deci asta e sfatul meu pentru orice bolnav, să citiți Acatistul Sfânta Filofteia, Sfântul Pantelimon, Sfântul Nectare, vindecător de afecțiuni cronice. Și al lui Iisus Hristos, să nu uitați să citiți toate care vin la rând. Asta e sfatul pentru orice pacient. Cei care vor citi, se vor salva. Cei care nu vor citi și iau lucrurile mai puțin în serios, nu-i văd bine, fiindcă COVID-ul ăsta face ravaje în lume și în țară și în Europa. Și cei care citesc, cum auzeam la televizor un bătrân care făcea rugăciuni, toată ziua se ruga și la 70 și ceva de ani Hristos l-a salvat de la moarte și alții la 30 și ceva de ani mor, la 40 și ceva, 50 și ceva de ani mor. Fiindcă nu știe să se roage nici când e ultima zi pe patul de spital, asta e mare bai în viața unui om. Deci rugați-vă și citiți Scriptura lui Hristos și face rugăciune de seară dimineața, fiindcă El nu întârzie ca să apară plata pentru ceea ce faceți. El vă va ajuta cu tot ceea ce nu vă imaginați, fiindcă eu am trecut prin ceea ce vă recomand și e foarte bine, e binevenit în viața unui om.